Stimați cetățeni, mă adresez vouă în calitate de președinte ales. Regimul lui Dodon merge pe urmele lui Plahotniuc. Ei încearcă să ne fure rezultatele votului. Ei încearcă să anuleze în mod abuziv votul popular din 15 noiembrie. Proiectul de lege cu care a venit astăzi în Parlament majoritatea PSRM Șor, prin care Serviciul de Informații și Securitate este scos din subordinea președintelui, este un abuz antidemocratic pus la cale de persoana care a pierdut alegerile și încrederea poporului. Această persoană, care nu va deține în curând nicio funcție publică, plănuiește să controleze în continuare schemele de corupție și să controleze instituțiile statului. Aceasta este o tentativă de uzurpare a puterii în stat, prin care se încearcă, pe de o parte, păstrarea în captivitate politică a unei instituții esențiale pentru lupta împotriva corupției și a riscurilor pentru securitatea statului, iar pe de altă parte se anulează rezultatele votului dat de popor. Este clar că acest abuz nu este ultimul și că, în continuare, socialiștii și deputații lui Șor vor încerca să folosească Parlamentul actual pentru a lupta contra propriului popor. Prin această acțiune, ei aruncă la gunoi voința a peste 1.600.000 de oameni care au votat pentru ca președintele să lupte împotriva corupției, a sărăciei și a minciunii. Ei vor să blocheze realizarea mandatului. Ei vor să reducă în mod abuziv atribuțiile președintelui. Noi vom apăra vocea poporului. Noi vom duce lupta împotriva hoților până la capăt. Vom contesta abuzul la Curtea Constituțională și vom cere sprijinul poporului pentru a apăra democrația și pentru a îndeplini responsabilitățile asumate în fața cetățenilor. Am discutat cu liderii altor formațiuni politice și am stabilit că trebuie să oprim împreună atacul asupra Constituției și a democrației. Гражданин Молдовы, 15 ноября вы проголосовали за нового президента, сказав тем самым, что нужны изменения в стране. Вы проголосовали за борьбу с коррупцией, с бедностью, с ложью. Теперь правящее большинство ПСРМ Шор хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Таким образом, олигархический режим Додона Шора хочет отменить результаты выборов. Поэтому я призываю вас выйти и защитить ваш голос. De mâine începem lupta cu cei care se opun schimbării. Ei nu cred în lege, ei nu au cuvânt, nu au onoare, nu au frică de instituții și nici respect pentru popor și stat. Noi îi vom face să înțeleagă. Țara nu este a lor. Nu este nici a mea. Este țara cetățenilor. Iar cetățenii au spus clar că vor schimbare. Vă îndemn, dragi prieteni, să ieșim mâine să apărăm dreptul nostru pentru a avea o țară în care este ordine și dreptate. Mâine, la ora 10, vă îndemn să ieșiți în fața Parlamentului, cu măști și păstrând distanța fizică, pentru a vă apăra votul și voința poporului. Trebuie să oprim majoritatea oligarhică Dodon Șor din tentativa de uzurpare a puterii și trebuie să declanșăm cât mai curând alegeri parlamentare anticipate. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc!